Echipa de volei Steaua București nu a intrat încă în vacanță. După victoria din optimile Cupei României cu Baia Mare, elevii antrenorului Silviu Oancea se pregătesc intens pentru meciul din sferturile de finală cu Zalău. La începutul săptămânii i-am găsit pe voleibaliștii roșialbaștri la programul de pregătire fizică. Pregătirea în sală trebuie să avem și o bună pregătire fizică, care este baza a ceea ce vrem să arătăm în teren. Și deci se pregătesc din punct de vedere fizic și suntem la un antrenament de forță. Noi putem egaliza această diferență de valoare pentru o bună organizare și o cât mai bună dorință de a câștiga. Deci pe asta mă voi baza. Plus, din punct de vedere tactic, vor încerca să le anihilăm gurile de foc, urmând ca publicul să ne ajute să fim lângă ei. După care, de acolo, ce se va întâmpla, numai Dumnezeu va decide. Chiar dacă joacă împotriva unei echipe de primă divizie și participantă în cupele europene, steliștii știu care este atuul lor pentru a reuși victoria și accederea la turneul final de 4. Ținând cont că este o echipă de divizia, trebuie să ne mobilizăm foarte bine, să facem un joc bun și la sfârșit sper să ieșim victorioși. Avem o echipă foarte unită, cu jucători tineri care își doresc să se afirme. Meciul din sferturile de final ale Cupei României la volei dintre Steaua București și Volei Municipal Zalău va avea loc duminică 22 decembrie de la ora 17:30 la sala Mihai Viteazu și va fi transmis în direct pe canalul de YouTube Steaua TV. Vă așteptăm duminică la meci să ne susțineți. Forța Steaua!